Care a fost cea mai mare performanță a handbalului feminin românesc la Jocurile Olimpice? A. Locul 4, B. Locul 3, C. Locul 2. B. A. Locul 4 la Montreal în 76. Trecut ceva atunci. Cred că știam de locul 7 ce a fost mai recent. Câte participări are Naționala Feminină de Handbal a României la Jocurile Olimpice? A. 2, B. 4, C. 6. B. Bine, bine, bine. Deci, nu știu, 7, 6, în 2000, în 2008 și în 2016. În 2016, știu că am participat. Când a fost ultima prezență a Naționalei Feminine la Jocurile Olimpice? 2016. Da, dar nu știți dacă e A, B sau C. Au, chiar, bună. 2016, corect. Ok. Când și unde a fost cucerită ultima medalie a Naționalei României? În Danemarca și a fost locul 3. 2015. Da. A spus corect, la ABC. Da. Numiți două handbaliste din Muntenegru care au jucat în România. Haide, să împărțim. Maina Mehmedović și Ivan Karadicevic. Cu tot cu accent. Eu nu de ce veci. Numiți două jucătoare din România care au jucat în Muntenegru. Cristina Neagu și Cristina Lazu. Câte medalii olimpice are Norvegia? A. 5, B. 6, C. 7. Multe. Nu știu să zic A. Nu cred. Mai multe? Uite, zic voi, B, C. Acum aia e cea mai rămâne, luați prin mine. Hai, ce vrei, B sau C? Ce, câte sunt, 7? Cele mai multe. 5, 6 sau 7? Iau, eu B. La Olimpiadă? 5. Ah, B. 6. 6. 2 de aur, 2 de argint și 2 de bronz. Unde ajunge?